Și toată țara am urmărit și noi cu stupefacție, pot spune, anunțul președintelui Iohannis. De fapt, răspunsul la propunerea noastră privind desemnarea unui prim-ministru al Guvernului României. Împreună cu colegii mei am analizat în ultimele ore, am încercat să găsim care ar putea fi resorturile cinstite sau eventuale resorturi cinstite sau constituționale care ar fi putut sta în spatele acestei decizii. N-am reușit să găsim nici un motiv constituțional, nici alt motiv care să țină de alte elemente, riscuri eventual. Și părerea noastră este că acest om, de fapt, vrea să declanșeze o criză politică în România. Joi, după consultări, după ce a terminat consultările, a sunat-o pe doamna Sevil și Aidec, invitând-o pentru această săptămână să discute despre programul de guvernare, despre deficit, despre echipa guvernamentală, despre viziune, despre dezvoltare. I-a dat câteva teme, spunându-i că o să numească, dar vrea, normal, să aibă această discuție. Am înțeles că a apărut o informație în presă că ar fi sunat-o înainte de a ieși cu anunțul la Cotroceni. Nu a sunat. După alegeri, am sperat că și domnul Iohannis și oamenii și instituțiile cu care se consultă au înțeles că românii nu mai vor jocuri politice pe spinarea lor și nici jocuri oculte. Se pare că m-am înșelat, că acești oameni nu înțeleg. Înțeleg de asemenea că domnul Iohannis nu vrea sub nicio formă să respecte votul din 11 decembrie, nu vrea categoric să dea, așa cum spune Constituția și cum spune legitimitatea dată de votul din 11, guvernul acestei majorități pe care românii au votat. Cred, sunt de fapt aproape sigur, că și dumnealui și ceilalți acoliți sunt speriați de două lucruri. Primul lucru, de posibilitatea certă, de fapt, ca programul de guvernare votat de români să fie pus în practică în anul și în anii următori și românii să înceapă să trăiască mai bine, mult mai bine, ceea ce se pare că îl deranjează. Și al doilea lucru, de faptul că a înțeles că noi nu vrem să mai perpetuăm un sistem ocult și toxic pentru români și pentru România. Astea nu îl îndreptățeau să anunțe astăzi decizia dumnealui în dispreț total față de români, în dispreț total față de cei care au votat, fără niciun fel de explicații. Pentru mine, pentru noi, n-au niciun fel de importanță toată campania securistoidă generată în ultimele zile de aparatul de propagandă tradițional. De asemenea, vreau să vă spun ceea ce bănuiesc că știți, dar e important să afle toată lumea, că domnul președinte Iohannis a semnat numirea doamnei Sevil Aidec în funcția de ministru al dezvoltării regionale și putea să o refuze. Nu cred că de anul trecut și până astăzi au apărut motive constituționale sau de altă natură care să îi dea posibilitatea să refuze această propunere. Am vorbit cu domnul Tăriceanu, cu domnul Daniel Constantin, cu colegii mei din partid, cu o parte dintre ei,
Și mâine, sau cel mai târziu poimâine, probabil că mâine, până mâine seară, o să trebuiască să luăm o decizie. Și parafrazându-l pe cel care a vorbit la ora 12, vreau să cumpănesc foarte bine. Dar de data asta nu să cumpănesc între un interes personal sau de grup, ci între ceea ce e bine și rău pentru România. Nu va fi o decizie ușoară. Nici n-are rost să ne ascundem după degete. Este o avalanșă de mesaje pe care le-am primit în ultimele ore de la oameni care se simt jigniți. Au folosit și alte cuvinte. Și care cer cu fermitate suspendarea președintelui. Nu este o decizie foarte ușoară. Dacă în urma acestei analize pe care o vom face rapid, vom ajunge la concluzia că pentru țară e bine să-l suspendăm pe președinte, nu o să am nicio ezitare. De asemenea, ne gândim serios la posibilitatea constituirii unei comisii, care este și prevăzută de proceduri, care să analizeze rapid, că poate noi suntem nervoși și nu suntem specialiști. Dacă gestul președintelui este constituțional sau neconstituțional, așa cum spune deja decizia Curții Constituționale. Îl rog pe domnul Călin Popescu-Tăriceanu să intervină și sunt convins că o să vă spună niște lucruri foarte interesante care trebuie știute în spațiu public, după care vă răspunde la întrebări.